După ani întregi în care șoferii au fost nevoiți să facă un adevărat slalom printre craterele din asfalt, în această primăvară s-au demarat lucrările pentru asfaltarea completă a podului de la Drăgaică. După 3 săptămâni de muncă intensă și mii de tone de bitum, weekendul trecut lucrările s-au finalizat. Mai era în dimineața asta, se mai turna tehnica, a rămas la urmă, exact porțiunea de racordare între prima și a doua bandă la partea dinspre București. Dar probabil că până la ora 12 absolut totul se va circula în condiții foarte civilizate. Urmarea acestei lucrări de amploare, municipalitatea dă asigurări că se va ține o evidență mai strictă a mașinilor grele care tranzitează zona. Vom fi foarte atenți, mult mai atenți sau cât se poate de atenți în ceea ce privește traficul greu. E adevărat, sunt anumite autorizații care se dau obligatoriu, pentru că și Buzău se poate dezvolta, nu poți să-l dezvolți cu roaba, trebuie totuși și mașini să pătrundă în raza municipiului, noi trebuie să le avem sub control și le avem prin autorizații care le dăm, autorizații speciale pe câte o zi, pe număr de mașină. Deci vom fi mult mai atenți cu el. În același timp, viceprimarul spune că nu doar mașinile mari au stricat covorul asfaltic pe pod, ci și cu tremurele din ultima perioadă, care, deși au fost de magnitudine mică, au adus stricăciuni. În afară de traficul greu, nimeni n-a avut în calcul faptul că în municipiul Buzău, din numai anul acesta au fost 30 ceva de cutremure, din care mai mult de jumătate au fost peste 3 grade. Imaginați-vă cum lucrează un pod, pentru că dacă stați pe pod și trece un mijloc de trafic greu, o să vedeți că, sau dacă se înregistrează, e o undă de seism cam de 1 grad, jumate, 2 grade. Imaginați-vă la 3 grade cum face podul și atunci el fiind un ansamblu de mai multe elemente, are o specificitatea lui. Mentenanța lucrării va fi asigurată de constructor, în acest caz Urbiserv, care în următoarea perioadă va vopsi partea metalică a podului.